Bun găsit! Astăzi, invitatul nostru este un scriitor care și-a dedicat întreaga viață poeziei. La un moment dat s-a autodefinit un cântăreț din seminția lui Orfeu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă rog, luați loc! Cu însuflețirea afecțiunii. Voce expresivă și pătrunzătoare, timbru plăcut, telegenie chiar. V-ați gândit, domnule Horia Zilieru, dacă nu ați fi avut o carieră mai sonoră ca actor? Întrebarea e foarte binevenită. Îmi place să recit, am mișcarea scenică, am jucat în multe piese pe când eram elev, iar la Iași am primit o frază teribilă de la doamna Ani Braeschi. Îi povesteam cum am văzut, m-am dus la cimitir și am văzut acea cruce și am văzut scena între soțul său și mi-a spus: domnule, dumneata trebuia să te fi făcut actor. Undeva am rămas cu această și aș fi jucat teribil, zic eu, fac o mărturisire acum, s-ar întâmpla ca nu peste multă vreme să joc regele Lir, nu? Când întinde mâna spre pustie și știu pe din afară texte și poate odată când lumina interioară va fi mai puternică și chipul meu fără umbre, să dau un spectacol cu regele Lir și să impresionez puțin pe prietenii mei artiști. Care sunt replicile cele mai dragi dumneavoastră? Nu de aici să luăm replica. Replica cea mai dragă este a mea, când îi spun ființei pe care o aveți în față, că a fost de 13 ori să mor. M-am gândit întotdeauna de ce această cifră, de ce acest număr. Există un poem foarte frumos al lui William, Carlos Williams, un poet american teribil, 13 feluri de a privi o mierlă. Mi-am imaginat și eu privind acel copil mierlă. E rău dacă am să spun pe scurt trei morți din cele 13. Când sunt în viața acum, ai mei mi-au povestit, își ridicau și ei o căsuță: ești de la țară, poete, prietene, mă adresam eu mie. Și era o căldură teribilă
îmi povestea mama mea, de altfel o poetă deosebită a fost mama mea. Și-a așezat copilul, nu, desfășat, gungurea și bătea din piciorușe, nu știu dacă bătea rimele poeziei mele de acum și din mânuțele lui, nu știu dacă mergea să ia o stea de sus sau o stea de mare. Boii au dat la strechea și s-au dus tocmai în spatele casei care se ridica, unde m-ar fi terciuit. Unul dintre ei, deasupra, și-a pus botul către mine, a sfărăit și m-a sărit fantastic. Și iată, sunt în viață. Hai să luăm pe a doua, că e și mai interesant. 1945, te afli undeva pe un câmp cu copiii, cu vetele văcuțe, frumos, frumos, teribil, pe malul Argeșelului, râul meu pe care îl iubesc teribil. Și la un moment dat apare un parașutist. Sandu Marga, îi țin numele, Dumnezeu să-l ierte. Vine lângă noi, eu cu un biet copilaș de pe vâlceaua mea, Țoi. Era așa un fârlifus, era așa ca o grisină, aș spune acum. Și ăsta vine cu pistolul automat rusesc, desigur, fugise din garnizoană, îl pune între picioare, îl încarcă și se vine la mine, te împușc. Eu mai deștept, cred că i-am tras o înjurătură și i-am dat la o parte țeava. S-a dus spre bietul Tone Țoi. Ăsta, mititel, ca o ciupercă, acolo. Nu mă pusca, nu mă pusca. Deodată s-au auzit, 4 gloanțe au trecut prin el. Prin plămân. Tatăl meu a aflat, l-a luat cu căruța, l-a dus la spital, a trăit fără un plămân. Dar am trăit eu, dacă nu-l dădeam la o parte. A treia, deci să închei cu asta, elev, mergem la Teatru Mic la București. Ți-o minte și azi piesa Veste Bună. Sper să nu plictisesc ascultătorii noștri, dar sunt niște momente absolut tragice. Eu cu minte, ți-o minte piesa Jucania Radu Beliganu. Momentele lui de glorie, tânărul frumos, acest domn, un adevărat domn și astăzi, marele artist Radu Beligan. Și omul de serviciu m-a împins. Nu știam că acolo era perdea la geamuri, mă puteam duce până nu știu unde, m-am apucat de margini și am țipat de mâna, de mâna. Profesorii mei, unul de română și unul de franceză, m-au scos. Mama mi-a povestit. Și am visat în noaptea aceea, îmi scria, că tu strigai, dă-mi mâna. Iată-mă acum că îmi dați o mână de ajutor să fiu în fața oamenilor care ne văd acum. 3 episoade din copilărie și adolescență, 3 episoade dramatice. Nu v-ați împlinit pe scenă, dar v-ați împlinit ca poet. Și aș vrea să vă întreb, de unde a venit poezia spre dumneavoastră? Cum s-a întâmplat acest lucru să pătrundă în sufletul dumneavoastră și în mintea dumneavoastră definitiv? Dragă Vasile Arhire, a venit din acele locuri. Satul meu muntenesc, extrem de mic, așezat între coline, cu deschidere către munți, foarte frumoase cântecele de dragoste și de moarte. Portul popular de acolo, toate astea, cu săturile acelea care mai târziu vin pe versuri, aproape că se proiectează în versuri. Și cu nume frumos, Racovița. Da. Toate astea, vedeți, cântecul, locul, moartea, nunta, costumul, mișcarea sufletească a oamenilor trebuiau să se adune și să-și găsească o albie în sufletul acelui copil care și acum e tot un copil, e tot un ucenic în poezie, iubind Eminescu deasupra absolut, 2 mari poeți, Arghezi și Ion Barbu. Și totuși, ați renunțat la numele de Gheorghe Iancu în literatură, atribuindu-vă pseudonimul Horia Zilieru. De ce? Ce se întâmplă? Am mai povestit în scris.
Porecla tatălui meu era zileru. Probabil că în neamul lui, oameni care munceau cu ziua, nu? Așa cum era pe vremuri. Și la noi, când un copil e bolnav, e bolnav și e un obicei, trebuie dus la biserică să trece pe subțioară, pe ferestruică, în altar și primul nume pe care îl auzi atunci, acela îți devine al doilea, prenume, adică. Cineva de acolo care muncea cu tatăl meu și făceau aleile cimitirului, prin București, pe unde a umblat, a auzit de numele Horia și a spus copilului Horia. Și s-a atunci auzit de Horia și iată numele meu, care mi este foarte drag, dar ori de câte ori intru într-o biserică, undeva pe dreapta, este Sfântul Gheorghe, învingătorul și cel care omoară balauri. Balaurii, acei balauri îi omoară poetul, care sunt dincolo de ființa noastră, de simțământul românesc, de limba pe care o vorbim, de oameni aceștia frumoși, de acest spațiu. Tot ceea ce este potrivnic, vrajba, zarba, pe mine mă înfioară, le elimin. Caut acea liniște interioară pe care mi-au dat-o Iași. Eu pronunț arghezian, Iași. Înainte de a ajunge la Iași, să subliniem un lucru foarte interesant. Copiii dumneavoastră poartă, cele două fete, în continuare numele Iancu. Da. Ați ținut la acest lucru? Și fiica cea mare, Iancu, și a doua fiică, Iancu, mai are poate două trepte să devină profesor universitar în Statele Unite. La ora asta are două cursuri cu corpul profesoral de acolo, în Spania, unde va sta vreo 10 zile, după aia bine din nou. A fost cadou pe care mi l-a făcut fiica mea aceasta. Iancu. Deci nepotul meu este Iancu, fiul meu care este în state și nu vreau să mă lungesc să mă laud, de 16 ani, îl cheamă tot Iancu, e un bun vorbitor și de limbă japoneză, dar are o specialitate foarte interesantă. Cercetează să descopere antivirușii, care antivirușii distrug virușii și care virușii distrug toate procesările pe povestea asta de aparate frumoase. Interesant cum au ajuns la astfel de profesii în condiții în care dumneavoastră ați vrut să fiți dascăl la început. Da. Ce se întâmplă? Au fost buni la matematici toți copiii mei, dar... Dumneavoastră nu erați? Cum să nu fiu? Am ajuns chiar pe țară. Când erau acele olimpiade pe vremuri, am ajuns pe țară și a trebuit să renunț la matematici, deși am făcut problema după aceea, și să merg la limba română. Aici, handicapul meu. Premiul întâi l-a luat Nicolae Labiș. Ne dăduse o temă de folclor. Eu cu folclorul meu autentic, cum mă învățase profesorul Augustin Zenepop, marele eminescolog, datorită căruia mă aflu aici și sunt ieșan astăzi. În ce an se întâmpla acest concurs? 1945-46. 47-48, nu mai țin minte exact. Dar Labiș l-a făcut pe loc. Atunci l-am văzut micuț, frumos. Era ca un pui, acum pot să spun, de căprioară. Ochii și astăzi mă obsedează. Și pronunția lui, care suna teribil pentru mine, munteanu, nu, cu dă, pă, dân, ca în cronicile noastre muntenești, și-a primit premiu un ceas Pabeda. Acela a fost marele premiu. Iată toate întâmplările cum se leagă, dragă Vasile Arhire, și intrăm într-un astral, fără să vrem. Fără să vrem, pomenirăm și pe mama, pomenirăm și pe profesorul meu, Augustin Zenepop, și Iași, care pentru mine sunt locul geometric al poeziei. Aici simt libertatea poeților. Ați fost pe locul 2, dar acest lucru n-a făcut decât să declanșeze în dumneavoastră noi energii creatoare, da, pentru a ajunge, da, un poet recunoscut. Să păstrăm atât un poet, haideți să spunem ce zice Ioan Holban, un poet adevărat,
dar ucenicind în continuu la marea poezie românească și bine la marea poezie a lumii. Sunt un bun cunoscător, pot să spun, al poeziei contemporane universale. Dar ce ar însemna un poet neadevărat și ce înseamnă un poet adevărat? Adică e născut și nu făcut. Ca în... Deci drumul dumneavoastră nu putea fi decât acesta. Da. Astrele au decis înaintea dumneavoastră. Da. Acum să facem o paranteză cu drumul ăsta. Pentru mine a fost extraordinar. Drumul din câmpul lui Muscel până la Iași. Până la Iași. Există tot într-un poet. Ce se fac? Apelez la aceste repere care spune că deodată a vrut să o ia pe un drum. Erau două drumuri. Credeți în destin? Da, imediat vă spun. Cred. Și o iau pe drumul acesta mai neumblat, spune poetul. N-a trecut nimeni. Și merge și merge. Deodată se desfac iară două drumuri și spune, ia să o iau pe ăla care a fost mai bătut. Deodată se desfac și nu mai vede niciun drum. Și încheie superb, superb. Voi povesti în veac. Au fost odată două drumuri și a ales unul. Iată, voi povesti că a fost un singur drum al meu către Iași, de care fiecare, la care fiecare fibră vibrează. Sunt un ieșan și când vin străini, chiar de prin părțile mele oameni, sunt un bun ghid a ceea ce are fermecător orașul nostru. Trebuie să ne lăudăm cu el. Dar ați terminat liceul la Câmpul lui Muscel. București era aproape. Era tentația școlii de poezie. Nu am regretat niciodată că nu m-am dus la București, deși aș fi avut prieteni pe care i-am și acum, unii dintre ei sunt în viață. A fost o chemare. A fost o chemare. Poate chemarea destinului. A fost un glas. Un glas, nu știu de unde a venit, orice caz extraterestru, nu? Gravitația mea era poetică. Și am spus, Iași. Iași sunau pentru mine că legendă, mit, duh fantastic, spirit înnoitor permanent, blajinătate, armonie, această descoperire a cosmosului interior care aici respiră, domnule prieten, în, cu totul aparte. Acest drum a fost pavat și cu multă lectură. Cunoșteați personalitățile Iașiului, cunoșteați viața absolut culturală din Iași. Eram la curent. De pildă, profesorul meu mi-a dat să citesc poeții ieșeni. Și sigur că poetul pe care ni l-am ales a fost poeta Duduia Otilia Cazimir și în onoarea sa am dat și numele celei de-a doua, de-al doilea copil al meu, Otilia. Nu putea să fie un alt omagiu mai bun. Ajuns odată, am vrut să-l cunosc pe Mihai Codrean. Și m-am dus undeva, era Iașul Literar, pe unde este astăzi. Unde luăm bilete pentru avion? Mie îmi place să complic întotdeauna. Blocul Taron. Și l-am văzut. Și deodată am început să recit. Eram student în anul întâi, nu, 51. Și Eva tresări dintr-o alee, Satan în chip de șarpe o privise și demonul ținti ca două vise de ochi frumos spre palida femeie. A rămas. Cum? Există studenți astăzi care știu versuri de ale mele 1909 din când în când primul dumneavoastră volum. S-a așezat și mi-a spus, tinere, așa mi-a spus Macedonski, dumneata ai talent. Eu sper să ai talent. M-am îngâiat pe față, mi-a cuprins fața, știți că nu mai vedea. Trei orbi sunt pentru mine, e Homer, e Borges și e Mihai Codreanu, cei care vedeau într-altfel. Și mi-a spus, ți-mi minte vorbele, tinere, ești frumos. Nu pot să uit niciodată. Iată, de aceea și rămas atașat de acest mare spirit, da, Mihai Codreanu. Da. Și sonetul pe care îl practic astăzi, și e păcat că Mihai Codreanu este trecut așa undeva. Acest rău îl datorăm G. Călinescu, nu
nu a avut niciun fel de sentiment de afecțiune față de Codreanu. Dar sigur că vreau să-l cunosc pe acel cronicar teribil, omul bun. Nu l-am văzut să calce o furnică, o muscă o sufla. Bun, nu l-am auzit spunând o vorbă urâtă despre cineva. Întotdeauna avea ceva, o sfială cu totul aparte, plin de poezie. Un cronicar viu, improviza chiar pe ceea ce știa, de era absolut încheia acel veac de epigramă, atmosferă de la viața românească, era George Lesnea. A fost una dintre întâlnirile aproape părintești. L-am iubit enorm, a ținut la mine. Cum l-ați cunoscut? Pe stradă l-am oprit. Pur și simplu? Pur și simplu l-am oprit undeva pe unde era Cronica, revista Cronica înainte, unde tipografia era un fel de bazin și îi povestea ceva lui Bogdan. Nici Bogdan nu mai trăiește, fiul său. Și m-am dus și am spus: dumneavoastră sunteți poetul George Lesnea? A rămas surprins. Dar de unde știi? Și spun: veac tânăr. De plin, spune. De plin. De unde știi? De la profesorul meu, Augustin Zenepop. Și s-a închegat prietenia, ne vizitam cu Ion Istrate, Andrei Andrieș, Florin Mihai Petrescu, vizitele făcute în preajma aceasta și permanent sufletul nostru oscila între istorie și prezent. Adică, dragă prietene, vroiam să vedem că există în noi o trăsătură care adaugă ceva acestei glorii, acestui trecut frumos. Nu, când aud că despre Iași, că muntenii mei, dâmbovițenii mei dragi, când pronunță Bach lui cu un fel de zefremlea, eu le spun cuvinte bâhlite, nu dau voie. Sunt Iașii mei. Iașii mei sunt ca un turn undeva, trebuie privit cu afecțiune. Tot am amintit, l-ați amintit de fapt pe Augustin Zenepop, marele eminescolog. Cum l-ați cunoscut? Când l-ați cunoscut? Înțeleg că a însemnat foarte mult pentru devenirea dumneavoastră. De altfel, în cartea pe care ai să o vezi și să pui niște poze, mama este pe o pagină și pe altă pagină este Augustin Zenepop. La un concurs literar l-am cunoscut. Și de atunci nu. La ce vârstă aveați dumneavoastră? 13 ani. Dar de atunci nu ne-am despărțit decât atunci când a venit. V-a fost și profesor direct? Mi-a fost predat? Profesor direct, mi-a fost îndrumător, a mers cu noi la București împreună și cu George Șovu, dramaturgul, cel cu filmele. Ne-a dus la cap și a mâncat o Dar ce vă spunea de Eminescu dincolo de ceea ce scrisese? Tot timpul la el era această aură eminesciană. Până și aceia care nu erau în stare săraci să răspundă bine, să aibă un extemporal frumos, o teză frumoasă, spunea: 5 poeme să-mi învățați din Eminescu. Închipuiți-vă că între ele era și Mortul a Est, unul din poemele capitale eminesciene. Numai eu știam să-l recit atunci. Mai știți și acum? Acum nu, trebuie să-l revăd întâi și după aia mi-aduc aminte. Am în memorie ca pianul. Apeși pe clapă și iese sunetul. Tot timpul am trăit sub acest farmec eminescian datorită profesorului. Domnule prieten, tot repet sintagma asta. De la 10 ani, Augustin Zenepop a strâns în timpul vieții, era bucureștean, fiul de preot. Z vine de la Zamfir, tatăl. Augustin Zamfir Nelu Pop, Popescu și pe așa lua Pop, tot ce a existat despre Eminescu. Imaginați-vă, de la vârsta de 10-11 ani, în casa lui, pe care o vizitam acolo în câmpul Muscel, am văzut reviste ale vremii,
articole care s-au scris, cărțile care s-au scris, tăieturile lui, cum a învățat pe Eminescu, a contribuit mult prin cartea lui de documente eminescene. A contribuit și prin cunoașterea mai bună a Veronicăi Micle, Veronica Micle, privită, iară, nu știu cum... Începând. Ce înseamnă Eminescu pentru nația română? Fără Eminescu, nația română n-ar fi putut să vorbească într-o limbă atât de frumoasă, într-o limbă aproape geometrică, așa cum este limba noastră. Nu ne-am fi identificat cu o istorie, n-am fi avut capacitatea să o înțelegem dacă n-ar fi fost Eminescu. Eu tot am dat un exemplu. Există un an în Convorbiri Literare când, dacă dumneavoastră, noi am citit acum articolele, nu prea le-am înțelege și toate sunt vreo 15, 16, 17 poezii eminescene și dintr-o dată îți dai seama de unde capacitatea acestei limbi poetice, trei poeți ne-au dat limba poetică nouă. Eminescu, Arghezi, Nichita Stănescu, să nu-l uităm pe Nichita Stănescu. Iar una din întâlnirile mele, mirabile, aș spune, cu Emil Cioran, omul de 4 ori l-am văzut, la un moment dat mi-a spus, știți că la noi se spusese că Emil Cioran sfidează limba română, vrea să vorbească numai în franțuzește și mi-a ținut o lecție de poezie. Eu pot să citesc Biblia în atâtea limbi. Știind ce limbă o citesc, eu zic, nu știu. În limba română, pentru că limba română este capabilă ca sunete fundamentale să sune în ea foarte bine. Deci citea Biblia în limba română. Ce mai mare lecție despre limba noastră, atât de încăpătoare. Limba care nu primește cuvinte, dar nu le conservă, ci pur și simplu le decodifică și le dă și noi înțelesuri. Asta e norocul pentru poeții de astăzi și de mâine și de după poimâine. Vă mai amintiți cum suna prima poezie pe care ați scris-o? Da. E foarte ciudat. E un exercițiu poate dificil, da. Dar... Mi-amintesc numai titlul și tema ei, nu? Imaginați-vă un copil desculț, eram săraci, foarte săraci, și acum sunt un sărac orgolios. Și la Cimitirul Eroilor, după ce se cântă textul, nu? Presărați pe-a lor morminte, n-aș vrea să vă spun cine este autorul muzicii. E unul din Brătieni, dacă nu greșesc. Să fiu admonestat de vreun compozitor. Și trebuia să recit și eu o poezie de Vasile Militar. Nu? Am uitat-o pe loc și am improvizat. În fața crucii, unde era și numele tatălui meu, bunicul meu pe care nu l-am cunoscut și murise în 1916-1917, acela a fost primul instinct ieșit la iveală. Am improvizat și de atunci poezia m-a luat de partea sa. Atâta cât mai pot rezista eu în imperiul ei, că îmi place să spun imperiul. Ați debutat în 1959 cu o plachetă. Aici la Iași. Fluierul. Fluierul cu un ciobănaș pe ea. Aveați o chemare către astfel de și lucruri de tradiție. Da. Din nenorocire, așa cum apăream pe atunci, a apărut la Sfatul Popular Județean, nu mai țin minte, poezie anemică, discursivă, naivă și puțin reporterecească. Dar din tot ce e acolo am reținut o singură poezie în antologia mea, scoasă acum câțiva ani, care e Balada Munteană și e dedicată fetelor de la mine de acolo, fete frumoase, care din sărăcia în care trăiau aceste ființe, erau primăveri când auzeam că cineva a murit. Și
am vrut să scot din acest anonimat pe aceste fete frumoase și să le transform în niște ele care și astăzi îmi obsedează afecțiunea mea natală. V-a consacrat volumul Orfeu Îndrăgostit din 1966, după alte volume care au apărut. Acesta a fost momentul lansării, dumneavoastră spun criticii. Da. Volumul care dintr-o dată m-a scos în față, încât oamenii, vorbesc de critici, au avut o altfel de privire. Știți că există chiar în critica literară arta de a privi, a avut altă privire și aici nu pot să-l uit și nu-l voi uita și nu pot să nu-i mulțumesc întotdeauna criticului, academicianului Eugen Simion. El a și scris în Gazeta Literară de pe atunci. Ne-am cunoscut în acel an 1959, numărați câți ani peste astăzi. Mâine îl vom avea oaspete de onoare la Senatul Universității Alexandru Ioan Cuza, unde îl vom sărbători cu ocazia împlinirii a 80 de ani. I-a făcut pe 23 sau 24 mai. Eu sunt mai în vârstă cu câteva zile, eu i-am făcut pe 21 mai. E un volum, spuneam, care a devenit piatră de hotar în creația dumneavoastră. Cum era? Ce poezie promovați? Să-i zicem reper. În primul rând mergeam la mitologie. Aveam povestea Orfeu și Euridice. Știți foarte bine, jurământul lui, ca să nu privească niciodată în urmă, pentru că o pierdea. Există un poem al Euridicei fenomenal al întoarcerii privirii, dar eu am zis chiar călătoria asta a lui Orfeu. Euridice în spatele lui, la un moment dat, este într-un fel spațiul poetic. El trebuie să aibă numai privirea înainte, deci atitudinea care trebuie să existe în poezie. Iată, intrând în această mitologie, m-am debarasat de balastul unui individ la început, dar în același timp o pacoste care mă apasă și acum pe mine este acest exces de metaforizare. Metafora însemnează în limba greacă deplasare. Mereu deplasez înțelesurile și pierd firul acela al Arianei. Acum mă autocritic fenomenal, nu? Dar cred enorm în scrisul meu. Dar a fost volumul care dintr-o dată, am spus, m-a scos în față, am fost luat în seamă. Privirea criticilor importanți s-a îndreptat privirea către scrisul meu atât. Au urmat alte volume, Alcor, Iarna erotică, de asemenea Anunțile efemere, Astralia. Da. Care a fost volumul care vă definește ca poet? Paradisul... Sau care sunt volumele care vă definesc? Cred că, deci, am spus Orfeu Îndrăgostit, Iarnă erotică și Paradisul Mirilor Pierduți. L-am complicat acum de titlu, unde pun această problemă care există permanentă. Ce are poezia? Viață și moarte. Între acești doi poli, poeții lumii se mișcă. Dar la un moment dat simțim, nu știu, generația tânără nu simte că nu mai avem ce spune. S-a spus între viață și moarte aproape totul. Trebuie să-ți găsești tu universul tău, trebuie să-ți găsești sunetul, atitudinea, direcția, accentul care cade. Dar noi avem un noroc. Ce mai avem la îndemână? Limba. Avem limbajele. Limba română. Capabilă permanent de înnoire. Ea este pentru mine, limba română, un izvor al tămăduirii. Ne vindecă de ce este rău, poncif, urât, învrăjbitor și ne dă luminozitatea de care avem nevoie tot timpul. Luminozitatea asta care nu se pierde niciodată.
O componentă a creației dumneavoastră este erotismul. Tocmai cu limba română ați reușit să oferiți imagini deosebite și imagini pătrunzătoare publicului cititor. Da. Poezia erotică a lumii este teribilă. În poezia, dacă scrii o poezie de dragoste, este un fel, și un fel de examen. Este un fel de examen, pentru că dintr-o dată vezi copacul ăla al cunoașterii, nu? Acolo, în Eden, și vezi acele două ființe, Adam și Eva. Dintr-o dată, iată emisferele noului univers. Și ăsta care merge pe acest erotic, unde trebuie să ai umilirea argheziană, unde trebuie să ai îngerismul eminescian, unde trebuie să ai această formulă geometrică a lui Ion Barbu. Îi văd ca pe doi cosmonauți. Șarpele este un ușor, mie mi-e drag. Îmi place și când îi aud șuierul lui, nu? Limba aceea bifurcată, care arată tot ca o victorie. Șarpele e cititorul cel mai fin și autentic a celor doi. Pe Adam îl privesc cu anumite rezerve eu. Dar pentru Eva, nu știu, am citit, am luat, am complicat, dar întotdeauna o privesc și ascultătorii noștri, privitorii, să știe, în două chipuri privesc Eva. Al întunecimii Babilonul, simbolul, și al luminii Ierusalimul. Nu știu, l-ai fi citit, dar oricum mă obsedează și am un eseu pe această temă. Deci Babilonul și Ierusalimul. Nu știu, ea este Ierusalimul, nu știu dacă Babilonul nu era Adam. Poți scrie poezie de dragoste fără să iubești? Nu există. Nu există. Aceea nu e poezie. Poate să fie un text în versuri. Un text cu rime care să sune din coadă. Și aici să mai fac o paranteză, să știți. Că în poezia lumii, la noi întâlnești pe aceea cu rime bogate. Nu? Are o poezie Montale teribilă. Spune că aude niște bătăi în ușă. Cine e acolo? Ce suntem noi? Rimele. O, babele alea, ce caută la mine și tot așa nu le primește. Nu poți să scrii o poezie de dragoste dacă nu ai trecut prin traume. Nu poți să improvizezi. Din lecturile făcute poți să iei teme, dar nu sunt autentice. Nu răspund acelor vulcani interior, nu? Noi suntem în interior vulcani, poeții. Nu suntem văzuți ca vulcani. Până la urmă, poezia de dragoste pornește de la dramele sufletești? Vulcanul interior trebuie să-și găsească un crater prin care să iasă. Acea lavă, până devine magmă, că și sentimentul de dragoste la un moment dat devine magmă. Dar eu văd pe acea magmă runele care ne mai rămân în această dragoste. Păi ce spune acolo Marin Preda, nu? Unde dragoste nu e? Nu. Nimic nu e. Așa zic, poeții știu, unde dragoste nu e, nimic nu e. Dar această dragoste nu trebuie povestită, nu trebuie narată, ci acolo în versuri, că altfel o veștejim. O mare dragoste nu se povestește. Ea are acolo nucleele în poezie. Acolo sunt navele ei, acolo sunt treptele ei până când intră în mișcarea aceasta extraterestră. Dacă ar fi să dăruiți unei femei ceva, cred că i-ați dărui un poem. Îl aveți în minte? Puteți să-l transmiteți acum? Uite cum. Colind, ca să vadă că am și poezie, pe înțeles, fără opinteli, fără acolade, fără paranteze. Sper să mi-o aduc aminte. Ziurel de zi, ziurel de rouă, raza mă trezi în lumină nouă. Raza erai tu, luminându-mi fața, să nu poată
nu mi-o cuprindă ceața. Raza mi-o clăti, limpezind icoana, fluturi argintii, odihnindu-mi rana. Rana înflorea semnele de cuie și privirea grea spre scări, spre ceruri suie. Preașma fără foc aura aprinde, plâns și nenorocând în prag colinde. Tată, vezi acum teama de murire, mai trimite fum trupul să-l respire și coboară lin maicii prea curate, între sân bergin gura mea secate, stea ce-n zăpezi viețile amândouă. Ziurel de zi, ziurel de rouă. Maestre Horia Zilieru, cred că acest dar pentru toate femeile care ne privesc acum a fost unul extrem de frumos, unul plăcut. Și aș vrea să revenim la Iași. Ați trăit într-un Iași în transformare după război, un Iași însă în care v-ați regăsit numai prin tradiție, prin clasici sau și prin contemporani? Iașiul îți dăruie trecutul, greu de atins, îți dăruie un prezent care te cheamă să te implici, deși nu-mi place cuvântul ăsta, să te implici cu ceea ce poți, cu verbul, să spunem, nu? Nu cu substantivul. Lupta între substantiv și verb e lupta lui Iacob cu îngerul. Deci prezent îți dă. Dar Iașii îți dau această nădejde. Îți dau o speranță. Există o lumină în care crezi. Și sigur, frumosul acesta nu ne va părăsi niciodată. Iașii au cu totul o altă chemare. Iașii au intrat în legendă. Iașii au legenda mult mai frumoasă, mai apropiată de suflet, de inimă, mai cu minte legendă, mai credibilă. Nu poți să nu fii, să capeți o anumită mândrie și să spui că ești ieșan. Ați cunoscut oameni mari, personalități, nu neapărat din viața culturală, poate, și din viața științifică, personalități care au dat direcții în diverse domenii? Nu pot să-i pomenesc pe toți. De care ați fost mai apropiat? Dar am fost apropiat de Cristofor Simeonescu, între altele. Academicianul Cristofor Simeonescu, rector al Universității Tehnice. Și un scriitor bun. Tabletele sale puteau fi asemănate cu ale lui Joe Bouza din contemporanul. Deci savantul care cu alt ochi privea Iașii noștri. Sigur, am prieteni foarte mulți, dar voi numi încă o personalitate de care mă leagă întâlnirile mele din ultima vreme, de la care am de învățat și care mi-a pus în mână cărți de matematică, algebră, geometrie. E vorba de academicianul Radu Miron. O capacitate fenomenală, poate vreodată, dacă aveți ocazia, să-l vedeți, citează fragmente, pe din afară fragmente din eseurile lui Ion Barbu, recită din Eminescu. Este un fenomen. Eu sunt bucuros și mi-a explicat că poezia l-a însoțit în demersurile sale, unde este unul din savanții consacrați matematice. Și noi l-am avut oaspete al acestei emisiuni. Dintre oamenii dedicați literaturii din capitală, v-ați apropiat de M-am apropiat de Eugen Simion, țin și la Nicolae Manolescu. Deși o să am odată un dialog, sper să avem un dialog, nu trebuie să deconspirăm mai. Și desigur, omul care vă vorbește, când a auzit de Nichita Stănescu, că în 1960 lansează volumul său, Sensul iubirii
Eu am plecat la București să-l cunosc. Am ajuns chiar în mijlocul serbării. Era frumos. Cum are el cu lunganii aceia, nu? Adolescența aceea. Avea ceva din, parcă din paciurea ieșit. Era un alt... Ochii lui, nemaipomeniți, ochii frumoși, am mai văzut la Camil Petrescu odată. Aveam impresia că Nichita Stănescu, dacă își proiecta privirile, erau, privirile lui erau ale Gorgonei. Tăra femeia respectivă ca în repii, nu unde, e de care aia fac efort. Și am spus, am venit să te cunosc. Ce știți? Volumul meu nu trebuia să aibă titlul ăsta. Uite, ăsta e fapt pentru istoria literară. Volumul meu se chema Dans pe tobe, pentru că am aici o poezie închinată lui Iulius Fucic. Și trebuia să cheme... Și dacă mai rămâi, nu. Am plecat la Iași. Sunt individul care am scris odată. Și mulți ani au fost fițuicile alea sub... sticla pe masa mea de scris. Sunt obsedat că Nichita Stănescu are geniu. Textul a apărut după ce a luat premiul Herder în Gazeta Literară. Deci sunt primul care am spus. Să nu-l uităm și generația tânără are ce învăța. Are ce învăța de la Nichita Stănescu. Marele respect pentru limbă. Necuvintele este o replică dată la cuvintele potrivite argheziene, dar necuvinte este sondarea aceea abisală aproape, când cuvântul nu mai e cuvânt, cuvântul e numai sunet, culoare, e numai muzică, nu? Iată, am spus câteva personalități și, bineînțeles, nu trebuie să uităm din Iași. Sunt poeți, îi voi povesti, sper să mai facem despre poezia ieșană, nu pot să nu-l amintesc pe criticul Ioan Holban, care a scos de curând o istorie a literaturii și noi, trăitorii în Iași spiritualității contemporane, trebuie să-i mulțumim lui Ioan Holban. Și uitați, așa s-au adunat vreo 20 de volume de poezie, dar nu numai poezie, ci și publicistică și traduceri. Vorbind de criticul Ioan Holban, să spunem că domnia sa se referea la scrierile dumneavoastră spunând o publicistică blajină, căutând în lumea literaturii solidaritatea, boema, dragostea și gândul generos. E foarte exact. Cred foarte mult cu toată tăria. Imaginați-vă, vă vorbește un individ care n-a avut soră, n-a avut frate și permanent și-a căutat un punct de sprijin. Punctul de sprijin îl avem în această solidaritate și să fiu iertat. Nu mai este cum era. Eu nu mai văd bucuria, a apărut o carte bună. Uite, dau un exemplu acum, o carte frumoasă. Muzeul de sate de Emilian Marcu. O carte frumoasă, un accident în biografia lui. Nu i-am văzut sărind să se bucure cum frații. Eu vreau această bucurie, că orice carte nu e izbânda individului. Și a momentului. Această aură poetică a acestor locuri binecuvântate. Solidaritatea, dar solidaritatea înseamnă să fie și un fel de cenaclu, un fel de laborator, să vii cu ultima carte citită, carte de poezie, de eseu filosofic, critic, estetic. Nu amorțeală, bun, vinul să vină, știm sonete despre vin, nu a băut din tine, am băut. Întâiași dată noi și el ți-au să răsădi haracii, ți-au preamărit bogații și săracii, Iisus și Bacul Zamose și joi. Nu, să fie și vinul lecturii, esențele a ceea ce am reținut. Pentru că o vârstă ajunsă la faza de sinteze trebuie să împărtășească, dar trebuie să și primească. Vreau efervescență, nu chinul peste tot. Dar nu relaxarea asta, nu lenevie, nu discuții absolut mărginașe, fără un sens, fără un sens al trăirii pe verticală. Când îți descoperi latura asta a moralității și îți descoperi dimensiunea religioasă crezând în arhitectul cel mare.
Prima dată când v-am văzut, eram tânăr jurnalist, nu știu dacă aveam 17-18 ani, la Sala Sporturilor, și v-am cunoscut acolo, la masa presei, privind un meci de volei. Mi-este foarte drag sportul. Sufăr și acum ce se întâmplă cu echipa Steaua. Nu pot. Imaginați-vă, dimineața aveam handbal. De la handbal alergam și vedeam volei. De la volei plecam după amiază la fotbal sus, adică vedeam totul. Poate fi specific unui poet un asemenea program în unele zile? Foarte mult m-a educat. Foarte mult ce-i dă sportul poetului? Da. Îi dă această tentație către glorie. Îi dă acest comportament pe care îl au jucătorii între ei, ar trebui să-l aibă. Acest spirit de concurență, dar loială. Și mi-amintesc la un meci de volei unde aveam echipa noastră, celebră echipă. Penicilina Iași, echipa Aurela Echim, care era o mare jucătoare. Florentina Itu. Și mai era Florentina Itu, care lua mingea, nu, făcea o mișcare teribilă și mingea se învârtea între cele două degete. Și eu strig, zeițo cu glezne de argint. Când mă uit, în fața mea era un admirabil fost prim secretar, Miu Dobrescu. Admirabil. Care îmi spune, ce tovarășu Horia, ai spus frumos. Maestre Horia Zilieru, ați venit la emisiune cu această nucă, nu v-ați despărțit de ea, deși aici avem niște reguli de organizare a platoului. Ce semnificație are? În primul rând, îmi place mirosul acestui iod. În al doilea rând, să știți că dacă o spargeți frumos așa despicată în două, seamănă cu emisferele creierului. Este extraordinar. Se mai seamănă și cu sâmburile de caisă. De altfel, legenda spune că odată, pe vremea lui Pilat din Pont, undeva niște fășii au fost îngropate și acolo era îngropat și acest sâmbure de caisă. Anatomic mă duce cu... circumvoluțiunile le văd acolo. Și aproape că uneori nici nu o mănânc, o lasă să veștejească. Este foarte dragă. Mă revigorează și prin substanța și interpretarea pe care am dat-o eu miezului și până acest verde, nu? Și mă duc la Bacovia. Verde crud. Lici de soare și de azur. Te mai văd, te mai aud. Sper să mai ne auzim. Sper să ne mai vedem. Care postură vă satisface sau v-a plăcut mai mult? Aceea de discipol sau aceea de magistru? De un ucenic ascultător. Nu neascultător ca în Faust, nu. Un ucenic în sensul... Iar revin cu un exemplu. Am scris odată un poem, Maica Florilor de Măr, la moartea mamei mele. Și în acel poem, uite, rezolv și această problemă, ca să vedeți. Eu mă văd ucenic. Și la cine mă duc să mă învețe? Care e geniu și cunoaște bine și și-a iubit rădăcinile la Anton Pan și spune să-mi dea și Anton Pan îmi spune, nu am ce să mai dau nimic. Du-te acolo, stai pe malul Styx-ului, imaginându-l, și acolo să compui. Trebuie să fii un ucenic de acum erudit, uite că am găsit cuvântul în sfârșit, să fii erudit, să te miști în poezia lumii, dar totdeauna să ai efervescența, spun eu acum, eminesciană, să ai umilința lui Tudor Arghezi și permanent luciditatea algebrică a lui Ion Barbu și talentul care vine și care ai impresia că și la 80 de ani nu s-a epuizat. Încă mai sunt izvoare care nu au ieșit la lumină, încă nu mi-au răcorit ochii cu
să împotolească acea sete, pentru că am spus odată, poezia este viața mea de magie. Domnule prieten, nu puteam să trăiesc fără poezie. Nu i-am cerut vieții mai mult.